Mica Unire sau Ziua Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 a fost sărbătorită de fiecare dintre noi în parte și organizat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, lângă bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. A fost vorba despre o serie de activități. S-au primit invitații, s-a intonat imnul oficial, a urmat oficierea serviciului religios Te Deum de către un sobor de preoți aparținând protopopiei Târgu Mureș. Nu au lipsit prezentarea semnificației zilei de 24 ianuarie 1859, alocuțiunea ale oficialităților și ceremonia de depunere de coroane de flori. Constituită cu prilejul sărbătoririi Zilei Unirii, vă prezint onorul. Sunt comandantul gărzii locotenent Dragu. În continuare, solistul vocal Ovidiu Furnea va intona imnul național al României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că na noastre piepturi păstrăm cu fală un nume triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Cu brațele armate, cu focul vostru învine, viață-n libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei prea sfânt, și scopul ei prea sfânt. Murim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ.
Murim mai bine în luptă cu glorie de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Doamnelor și domnilor, urmează oficierea serviciului religios. Pentru oficierea serviciului religios, gardă de scopere! Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimii, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor să-i rog și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Curata, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Noi înșine și unii pe și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Marcu citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune el se va face, fiva lui, orice va zice. De aceea vă spun vouă toate câte le cereți când vă rugați, să credeți ce le veți lua și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru, Cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi netrebnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra tuturor românilor prin unirea celor două principate române, Moldova și Țara Românească. Și ca pe Domnul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm și iarăși căzând înaintea Ta. Mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi rugăciunile robilor Tăi atunci și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile. Așa și de acum înainte învrednicește-i a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele, întru toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Izbăvește-i pe toți românii de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți totdeauna mulțumirea a-ți aduce, cele prea bune a grăi și a cânta ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit-o astăzi, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să binecuvinteze poporul român și de acum înainte în vecii vecilor. Amin. Amin.
În continuare, domnul Dragoș Burghelea ne va prezenta semnificația zilei de 24 ianuarie. Preacucernici părinți, stimate oficialități, dragi ostași, este o mare bucurie să vă aduc astăzi câteva gânduri spre cugetare legate de un eveniment care, poate prin vorbire, uneori îl necinstim, numind-o mica unire, când a fost, în fapt, un moment de o importanță epocală. Ne gândim așadar înainte și la faptul sublim că în prima lună anului avem 4 momente de sărbătorit. Ce popor frumos ca în prima lună anului să ne gândim la evenimente precum bătălia de la Vaslui, podul înalt, din 10 ianuarie, unde unul din cei mai mari domni ai istoriei noastre, atleta Cristi, cum era numit Ștefan cel Mare, a reușit o izbândă fantastică în fața otomanilor. Mai apoi, la 15 ianuarie, ziua de naștere al oceafărului culturii românești, al omului de plin Mihai Eminescu, cel pe care poate ar trebui să-l citim mai mult decât să-l cităm, pentru ca apoi în 23 ianuarie să sărbătorim și să marcăm scrierea proclamației de la Padeș, document programatic al Revoluției lui Tudor Vladimirescu, iar în cele din urmă astăzi, 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor. Trebuie să fim conștienți că acel context de la 1859 a fost unul foarte complicat. Unirea din acele vremuri nu a fost un eveniment ușor și nu s-a putut realiza extrem de rapid, ba dimpotrivă, a necesitat întreaga conlucrare a poporului și a liderilor săi. Printr-o sclipire și printr-o coordonare fantastică, românii din Moldova, cât și din țara românească, l-au ales mai întâi în 5 ianuarie, în Moldova și în 24 ianuarie în țara românească, pe colonelul Alexandru Ioan Cuza. Lider unionist, om extrem de implicat și patriot, colonelul Cuza era văzut ca cel care putea să aducă izbânda poporului român în acele vremuri. Dacă în Moldova eforturile au fost puțin mai facile și s-a putut realiza o unire rapidă, ei bine, în țara românească, unde conservatorii de la acea vreme dominau adunarea electoare, lucrurile au fost mai complicate. Însă și aici, poporul român a știut să se mobilizeze. Astfel că zeci de mii de oameni s-au adunat pe străzi, zeci de mii de oameni și-au transmis gândurile într-o vreme în care votul lor nu conta. Iar cei care erau acolo să-i reprezinte au ascultat vocea lor și au făcut ceea ce întregul popor își dorea, să-l numească pe Cuza Domn. Legat de această unire, trebuie să fim conștienți și de realizările extraordinare a lui Cuza. Dacă în prima perioadă a Unirii acesta s-a concentrat să realizeze și să obțină recunoașterea internațională a acestei uniri, ulterior a venit perioada marilor reforme și chiar putem să le numim așa. În mai puțin de 7 ani, Cuza a transformat țara într-un mod la care astăzi putem doar să tânjim, să ne gândim cât de bine ar fi să ne mobilizăm la fel. Ca să menționez doar câteva din aceste realizări, a desființat adunările electoare separate, a realizat o armată unificată, a dat o lege de organizare a poliției, a creat un serviciu de poștă modern, primul serviciu de informație al României, a construit prima cale ferată a României. Practic, nu există domeniu de activitate economică, social-politică, culturală, militară, în care Cuza să nu-și fi adus contribuția și să nu aducă o înnoire modernă. De asemenea, un aspect pe care vreau să pun astăzi accent și lucru pe care vreau să-l reținem cu toții de la această sărbătoare, e importanța pentru noi românii ardeleni. Chiar dacă există voci care spun că Unirea Principatelor poate n-ar trebui să ne privească sau e un lucru străin la acea vreme, să știți că românii din Transilvania erau pe deplin conectați la evenimentele din Principate. Într-o vreme în care românii ardeleni deja se simțeau trădați, nu mai știau încotro să înainteze, așa cum spunea și Bărnuțiu, împăratul ne-a înșelat, patria de atunci, Imperiul Habsburgic, ne-a ferecat și ne-am trezit că numai credința în noi înșine și în neamul nostru românesc ne poate mântui. Neamul nostru își făurise sub Cuza o țară. Avea să se numească România, iar noi să dorim să ne unim cu ea. La vestea dublei alegeri, același
om și aceiași oameni din Transilvania, precum Barițiu scria: bucuria este atât de mare, fericirea este atât de mare, încât pana mea tremură în mână și o las. Fiul al județului nostru, Alexandru Papiu Ilarian, susținea, și citez, că românii din Transilvania numai la principate privesc și că alegerea lui Cuza a adus un entuziasm peste Carpați. Bărbați și femei, bătrâni și tineri, toți ar fi gata a muri pentru domnul Cuza. Intelectualii ardeleni au perceput opera lui Cuza ca un moment de unificare națională. Același Papiu, cel care s-a născut în județul nostru, a ajuns să fie primul ardelean ministru într-un guvern de la București. O realizare epocală. Și așadar, dragii mei, cu asta vreau să și concluzionez, momentul unirii principatelor ne privește în mod desăvârșit. A reprezentat piatra de temelie a României moderne și a reprezentat baza pe care mai apoi România Mare s-a clădit. Să privim mereu la deviza folosită de unioniști când l-au ales pe Cuza: unirea face puterea. Doamne ajută! Stimați invitați, urmează alocuțiunea doamnei prefect Mara Togănel. Preacucernici părinți, stimați parlamentari, domnule general, domnilor comandanți, domnule viceprimar, domnilor consilieri județeni, dragi militari, doamnelor și domnilor, încep prin a-l felicita pe Dragoș și s-a dovedit încă o dată că am făcut o alegere bună, pentru că are un talent deosebit în a reprezenta semnificații profunde în istoria noastră. Și iată că da, în acest moment, gândurile mele se îndreaptă tot către istorie. Către istoria noastră, care vorbește despre mica și marea unire. Am învățat despre cele două momente ale trecutului nostru la școală, fiecare generație. Și am sperat să trăim și un al treilea moment, la fel de înălțător. Desigur, acest gând frumos se referea la unirea românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Speranța, această speranță, rămâne în aceeași hotare și în așteptarea zilei prielnice în care ne vom da mâna, pentru că nimeni, cu siguranță, nu a crezut că acel moment se va întâmpla peste noapte. Dar iată că, nevoiți de vremuri, anul trecut am trăit cu toții o altfel de unire, pe care chiar atunci, acum un an, când ne aflam tot aici, nu ne credeam posibilă. Momentele acestea se întâmplă cu sacrificii și la fel a fost și de această dată. Puterea celor mulți vine din capacitatea lor de a acționa unitar și de a se sacrifica. Iată că acest lucru s-a întâmplat cu noi toți aproape de un an încoace. Momentul în care ne aflăm acum ne-a dovedit, fără echivoc, că suntem la fel de puternici pe cât suntem de uniți și la fel de slabi pe cât suntem de dezbinați. Acum, cred că a venit rândul fiecăruia dintre noi să fim esențiali și unici în acest război pe care încă nu l-am câștigat. Fiecare dintre noi, așa cum spuneam, fie că reprezentăm instituțiile statului român și fiecare dintre oamenii în slujba cărora noi ne desfășurăm activitatea, suntem, iată așadar, într-o horă a unirii pentru viața și sănătatea unității noastre și a națiunii noastre. Și da, cred că nu sunt cuvinte mari, sunt realități ale unui moment mare. Suntem, iată, la începutul unui an în care ne va testa, de fapt, acest an, ne va testa fiecăruia dintre noi empatia și grija față de noi înșine, față de cei dragi și față de semenii noștri. Ca să câștigăm, cred că trebuie să rămânem la fel cum am fost și anul trecut. Să fim atenți, să fim responsabili
și nu în ultimul rând să fim uniți. Iată că pentru unire și pentru ca să existe unire și unde există unire, există întotdeauna victorie. Vă doresc multă sănătate, la mulți ani și Doamne ajută! Consiliul Județean Mureș. Partea primăriei municipiului Târgu Mureș. Din partea garnizoanei Târgu Mureș. Instituția prefectului, cu sprijinul garnizoanei Târgu Mureș, primăriei municipiului Târgu Mureș și a structurilor din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, a organizat ceremonia, desfășurată cu respectarea normelor de distanțare socială și a măsurilor sanitare impuse de ordonanțele în vigoare.